Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Carrefour Sales Simulator 2023. Episodul acesta avem un update. S-au băgat două mașini noi, un BMW și un Golf. Acum sper să le găsim. Uite, se pare că avem licitație astăzi la 12. O să mergem noi la birou să vedem ce este pe acolo. Zice că este murdar. A, uite mă, ne duce frumos gunoiul aici. Face mă și el treabă. Suntem la ziua 46, deja avem milionul aici. Primim și experiență, oare ne dă experiență, au reparat când curăț o mașină și să vedem ce o să găsim azi. Avem un Ferrari la vânzare, mai avem... A trecut prin mașină, efectiv. O să-l ajut și eu cu spălatul pe aici să mai luăm niște experiență, pentru că avem noi nevoie de încă 30 de puncte și mai facem un skill point, putem să facem aici. Merge mai rapid, zice, use car wash machine, employee. Car wash machine, adică o să dea cu vapul, că n-avem nicio de-asta specială de a spăla mașinile pe aici. Mă gândesc că... Ce mai e de curățat? Ah, ok, ok, ușile la mașină. Și să vedem, poate găsim la licitație mașinile astea noi. Dacă nu, oricum o să dăm noi acum o fugă printre vecinași. Să vedem, poate au ei pe acolo cine știe ce. Și încă sper să găsesc și eu GTR-ul acela, care este destul de rar. Ce mai curăț la frățiorul, că e destul de curată. Acum el a terminat asta de spălat? Nu am văzut dacă mi-a dat experiență sau nu. Mașinile astea, uite-l pe Audițu nebun aici. O să le spălăm și pe astea, mai avem foarte puțin. Și facem încă un punct de experiență și o să-l upgradăm noi acolo. Haideți să luăm, avem tot timpul din lume, dar în mare parte n-aș pleca cu un skill point. Bun, haideți să-l facem să meargă mai rapid, pentru că abia se mișcă. Era foarte tare să-l pui să-ți vândă mașinile. Asta am discutat noi episodul trecut. Bun, m-aș duce cu mașina, dar va dura foarte mult, așa că o să o luăm noi pe jos. Practic, pe jos luăm busul. Să vedem dacă găsim mașinile noi printre vecini. Acum cine știe, stai să scăpăm și noi de vapul ăla din mână. Avem acolo o broscuță, avem acolo niște nebunii, un Golf mai frumos decât ăla e destul de urât făcut. Bă, broscuța asta. Mă, uite ce... Bă, câte mașini s-au băgat noi? Stai să vedem, ce bani vrea pe ea? Hi dude, zice. Hey bro, hey, hi dude. Ok, 29.000. Ne băgăm momentan, n-avem nevoie. Și apropo, dacă vă place seria, nu uitați, o puteți susține apăsând butonul de apreciere. Știu că pentru voi nu contează, dar contează pentru mine foarte mult, mai ales în perioada aceasta în care avem canalul destul de jos. De lasă, pe aici nu văd să fie absolut nicio mașină de asta care s-a adăugat nouă, sincer să fiu. Dar speranța mare ultima, aș putea totuși să cumpăr o mașină, să mă duc cu ea acasă, ca să nu mai luăm busul. Și așa ne întoarcem și cu ceva nou. Deci astea sunt toate mașinile de aici din cartier. Bă, o să o cumpăr pe asta, arată așa cel mai sport, cel mai bine, sincer. Și o vom cumpăra. Destul de lăsată, dacă mă întrebă mine. De rămânea domnișoară, am venit să iau această mașină frumoasă. Uleu, zice 9500, dar 9000 nu vrei? Și 500 de dolari mă contează, mă. Ok. Bun, mulțumesc frumos. Dacă pornești, eu sunt cel mai fericit. A pornit și am plecat, ce să mai. N-avem nos pe aia, n-avem nebunii de-astea. E destul de lăsată. Cred că undeva pe acolo ar trebui să o iau eu. Ei, sunt șofer de mașini, nu pilot auto, deci nu v-a aștepta să... Nu pe aici, hai să o luăm noi. Bă, îmi place mașina asta, de ce să mint? O să o ținem acolo. O să o ținem acolo ca să o mai curățăm, să mai astea. Haideți să vedem pe unde ieșim noi din satul ăsta, ce vrea el să... O să mă duc cu mașina acasă terminată. Acolo se înfundă strada, aici doar... Aha, uite, văd pe acolo. Deci trebuia să facem noi aici stânga, om. Vezi că intră destul de forțos pe viraje. Și o să mergem noi înainte. N-am sărit niciodată pe rampă. Dar, ce s-a întâmplat cu camera? Front left fender, lasă-mă că n-are nimic, mă, mașina, mă, doar n-am luat-o să o ținem de expoziție, mă, păi nu. N-avem și noi, avem birou închis. O, ce nebună e mașina asta. Stai că am uitat să îi opresc motorul. Am uitat să deschid aici office-ul, biroul, și mă așteptam să vină clienți. Mă întrebam, de ce nu vin clienți? O, licitația. Costeluș, am plecat la licitație, Costeluș. Haideți să luăm Audițul nebun. Am băgat a întâia și am plecat, sare scântei din el, direct. Ce se licitează, mă, acolo, mă?
O Skoda de asta nebună. Ce zici, nășicule, deși mi-ai aici un bilet repede, că iau, uite, deja Jojo a licitat 27.000 pentru... Nu vreau să cumpăr asta, de ce să mă alea? Nu vreau să o cumpăr. Așa că nu o să licitez pentru ea, deși îmi plac foarte mult jantele. Bă, arată bine, dacă mă gândesc că aș putea să o cumpăr. E nasol că nu poți să-i dai un inspect așa mai de aproape, știi ce zic? M-aș cumpăra-o, îmi place cum arată cu jantele alea nebune. 30.000 la banii noștri. Haide mă, poate cine știe. O luăm acolo pentru experiență, o mai curățăm, o mai alea. Ce să facem? Mă, dar cât licitați, mă, frate. Asta, gata, ia mea. Bun, mulțumesc frumos. Se dă o Tesla. Nu-i rău, o să ajungă până la un 50.000. Să luăm Tesla-ul ăsta, 5.000 de kilometri. Am putea să îl dăm cu vreo 70.000, mă gândesc eu așa. Prețul o să ajungă undeva pe la 50.000, dacă nu mă înșel. Mai punem și noi 20.000 și aia e. Până la urmă nu facem prea multe, doar o luăm de aici și o punem acolo. Adică prea mult lucru nu facem. Acum mai avem și pe Costeluș, care ne curăță mașinile acolo. Face o treabă foarte bună, Costeluș, de ce să așa. Și, sincer, văd că deja se domolește, s-ar putea să mai liciteze, da? 50.000, ia să vedem. Dacă o dăm și cu 70.000, ok, avem un Fiat, destul de scumpuț acesta, prețul de start 140.000, estimez undeva la 200.000 că se termină toată nebunia asta, așa că vom pușa mai repede să ne mișcăm. Opa! 185.000, foarte bine. Și avem un... ce ăsta, mă? Rada, hatchback. Lada, ce vrea să fie? Nu știu, nu prea mă atrage, să fiu sincer. Așa că nu o voi cumpăra, nu mă atrage de niciun fel. Haideți să vedem totuși celelalte mașini. Da, m-am zis că are jantele frumoase, e rău, mă, Skoda ăsta. Tesla, Fiatul. Ok, bun, păi haideți să... O să le trimitem pe toate acolo, avem 3 locuri, frumos. O să mergem noi să dormim, după care o să mergem să sperăm că se deschide car marketul. Acum nu știu cât de rare sunt acele mașini. Eu chiar mi-aș dori să... Haideți, mă, oameni buni, mă. Marion! Marion a licitat... A venit Janel! Gwendolyn! Mamă, ce nume i-a pus? Cred că a luat de pe un generator. Rochelle! Catarina! Ia uite, mă, ce nume au pus, mă. Haide, mă, cum se mișcă asta? Se mișcă? Haide, mă, mai luați de aici, mă. Sper să nu fie ultimul. Oh, bun. Le mai dau așa un zvâc, că ăștia licitează câte 200, așa am dat 4 mâini. Haideți, mă, ce faceți? Mamă, sper să nu cumpăr. Bun. Mai licitează? Aurora! Gata, se pare că Aurora a cumpărat mașina. Bun. Haideți să le trimitem noi direct sau... Da, hai să le trimitem acolo. Așa frumos. Și mergem noi cu Audițu. Mergem direct să dormim. Dar prima oară, stați așa că avem un client. Poate reușim să dăm și noi Ferrari-ul ăla nebun. Dă-i tata doua, care are mai multe. Crede-mă, dă-i. Ăla-i, mă. Auto-l, mă, Audițu, mă. Îmi place, sincer. Mi-am luat Ferrari de 400.000 și eu mă plin cu Audițu. Bună ziua, bine v-am găsit aici. Să știți că e un Ferrari, puțin kilometri, mașina. 400.000 avem odată, cu 50.000 peste prețul pe care noi l-am plătit pe mașină, afacere destul de ok, dar cred că putem obține mult mai mult. Avem odată 397.000. Haide, studențelule, cu mașina asta cucerește orice. Bun, studențelul se pare că ne-a făcut cea mai bună ofertă până în momentul de față, 430.000. O să încerc să negociez cu el până în 500.000, o să-i zic prima oară, sper să... Ulu. Stai, o să fiu atent că data trecută am vândut un Porsche de 200.000 la 20.000. Bun, se pare că am vândut mașina. Ia să vedem, domnișoara se uită aici la o mașină. 5.000 de kilometri, să știți, mașina este foarte ok. Ne oferă un preț de 69.000. Noi am dat 50.000 pe mașină. Haideți să vedem dacă putem să obținem un 80.000 de dolari pe această mașină. Zic că ar fi o tranzacție destul de bună. Vă mulțumesc frumos și acum ce o să facem noi? O să le punem pe astea, le lăsăm așa, nu le verificăm, nu le facem nimic. Interesul este să le punem rapid.
Deși aș păstra Skoda-ul ăsta. Sincer, îmi place. Dar lasă, să le punem noi aici. Costeluș, dă-i acolo spălare de-aia, cum numai tu știi. Haide să punem și Tesla-ul. Aici așa și mai avem loc și de cealaltă. Mai în spate puțin. Nu știu de ce le pun așa înghesuite, că avem tot spațiul din eu. Yo, Costeluș trece prin ea, mă. N-are nicio problemă, Costeluș. Ce aș să facem, mă, băieți? Opa. Uți. Dacă le-aș pune și pe alea alte, ar arăta parcul destul de frumos. De ce sunt? Ce autor, mă, ce treabă face Costeluș, mă? E nasul că nu-mi dă și mie punctele alea de experiență. Haideți să le punem noi repede la vânzare, să vedem ce preț le punem. Deci tot ce e în curte, not on sale. Honda, asta am dat 8.000 pe ea. 20.000. Ok, 20.000 avem aici. Nu știu, nici nu contează ce e. Skoda-ul, 35.000, 70.000, evident. Avem aici Tesla-ul, 50.000, 100.000. Mamă, ce fac? 100.000. Și avem aici și Fiat-ul, 180.000, 350.000, evident. Gata, frumos, le avem pe toate la vânzare. Costeluș, te las paznic, mă duc să dorm. Se pare că avem un client. A, studențelul. Stai că îmi place ce oferte aruncă studențelul, așa că aștept. Nu îmi spune că te duci la oameni de 15.000, că nebunosc. S-a dus la ea, aoleu, gata tati, nu mai dă bani tati. Ce să facem, a luat Ferrari-ul, l-a tras pe dreapta. A venit să ia ceva mai... Mamă, dar e ca lumea mașina asta. 10.000 ne oferă, noi am dat 8.000, dacă îmi iau 12.000 pe ea, trăiască studențelul, știi ce zic? Bun, felicitări. Haide, mămăițule, că mă cam grăbesc. Ori îmi dai banii, ori o tulesc. 200... 290.000. Îți dai seama că prețul ăla l-am aruncat și ăla mișto, așa, 300.000. Bun, am făcut 100.000, așa, cât ai clipit, țanc. Ia uite, 100.000. Hai să mergem să dormim. Vreau să găsim car marketul deschis. Vreau să găsim Volkswagen-ul și BMW-ul acela. Nu știu la ce preț sunt. Acum nu știu raritatea lor. Nu știu absolut nimic despre ele. Doar am văzut că s-au băgat mașini noi și am zis, no, trebuie să le găsim. Trebuie car market. E deschis. Aici se vede ceva ce ne-am dori. Nu. Hai să mergem la car market să vedem. Să vedem dacă ne așteaptă acolo cu ceva. Ia să vedem, vedem bani, nu văd bani, nu văd niciun ban. Opa. Ba da, un Ferrari, bă, ăsta era? Eu uite-l, bă, mamă, ce lăsat e nebunul, cât vrei pe ăsta cu metri? 6.000 pe ăsta l-aș lua, dar că e așa, eu uite-l, ce sport e nebunul lăsat, alea. Hai să luăm Ferrari-ul ăsta, să-l ducem noi acasă. Tântișor! Asta e mașina soale, se strică repede dacă zic. Ia să dăm noi o expertiză de asta așa. Mi-a zis cineva că pot să dau cu alt cod și practic pui codul ăla și îți dă mai puțin. Nu știu ce a zis, dar oricum o plătești deja, nu știu ce s-a referit el acolo. Ia să vedem, măițule, mă prostești cu mașina asta sau unde ai ceva lucru. Ia să vedem, Lerari. Ai mers cam mult cu mașina asta cu spatele. De ce să mint? 9.000 de kilometri a mers cu spatele. Raport not ok. Păi stai puțin. Păi nu e, că negociem 200.000. M-ai și mințit, a venit bărbactul, nu facem treaba așa. Zi 200. Haide 220.000, că-s băiat. Cât e, mă, 220, să n-arunc mai știu câți bani. Mulțumesc frumos, dacă nu-l sărim noi cu vreo 400.000. Cihiș. Bun, de aici nu mai avem ce să luăm. Mama mea. Ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce cu mașina asta. Bă, da, BMW-ul ăsta cât costă, mă, că arată destul de bine, om. Ia să le verificăm noi puțin pe astea, mă, am așa un semn de întrebare. 12.000. Ok, asta aici cât e... Uite, frățiorul, mașina asta nebună, 19.000, bun. Audi, nu mă uit la asta. Ia să vedem, sabreul ăsta de pe Sam l-ai adus cu metri. 80.000, bă, nu e
grea, pe asta scoatem un profit. Ia zi, e totul bine, totul bine. Ia să-i dăm noi expertiză aici. XX5J. Ia să vedem. Ne minte băiatul sau nu? Ia vezi aici cum metri. Ia. Ops. Nu ne-a mințit. Bă, ăștia se schimbă, mă. 60.000. 60.000 cash acum pe loc. Aoleu, nu vreau. 70.000. Haide, mă, 70.000, ești nebun, vinzi mașină de vârtă cu tine. Te-a născut și pe tine și pe ea în același timp. I know. Haide cu cumpăraș. Până la urmă că facem noi bani pe ea. Opa, nu te urca la ea, mă, nu te urca la ea, mă. Nu mergem cu mașinilele. Ia uite pe mă, măiți, aici e pe câmpul de veche. Păi acum ce să fac? Îți dai seama, merg direct acasă și dorm. Poate găsim o de asta, o de o licitație, de o ceva. Aici în cartier n-are rost să mai pierdem timpul. Car Market, da, am cumpărat deja 300.000. Ia să vedem dacă mai prindem iară Car Market-ul ăsta. Stăm bine, dacă nu sper și o licitație. Ok, este licitația la ora 1. Avem un Citroen bun, avem un de ăsta. O să cumpăr o mașină de aici și mă duc acasă cu ea. Oh, cred că ăla e. Cred că ăla e. Fii atent, ăsta e Golful, cred. Da, mă, da, mă, da, mă, da. Două am găsit. Holy. Aha. Ia uite-l, ce frumos e. Ce frumos e el, nebunul. Ia zi, tătăițule. Aoleu, dar ce ai făcut, mă? Ai mers cu el la arat? Cum o să-i dai 63? No. 13.000 dacă vrei pe el. 15.000. Mult am fain. Ia următorul cât vrea. Mamă, dar ce ați făcut, mă, cu ele? M-ați mers pe câmp. 37.000 de kilometri, 17.000. O cumpăr și pe asta. Aoleu, i-am dat bai direct. Ce să facem? Ce să facem? Lasă, mergem cu ăsta altul. Hai să dăm o tură prin cartier, poate mai găsim mașini. Poate găsim BMW-ul ăla, cred că e mai scump, nebunuțul. Mă, nu merge rău, de ce să mint? Mamă, dă și flăcării! Dă flăcări, nebunul! Ei! Ce facem aici? Ce e ăsta? Nu e ăsta. Nu e ce ne trebuie. Ba, asta e făcută destul de bine mașina. Nu știu cum am făcut să dea flăcările alea. N-am nici cea mai vagă idee. În schimb, mamă, are kit de drift sau ceva pe ea pus. Haideți să mergem. Dădeți-vă că am gol, fați nebunit. Mergem repede acasă. Mamă, mașina asta nu știe să meargă în linie dreaptă. Căuleu, mă duc la ăsta în casă. Mă duc la ăsta în casă. Stai, mă, pe loc, mă. Sau pe două, stai pe patru, stai pe câte vrea tu, dar stai locul. Gata, uite, am ajuns aproape de casă, intrăm într-un drift nebun. Că s-a speriat dracu pasatul, cred că i-a sărit inima din pept. La ora 1, este abia ora 9, avem tot timpul din lume. O să păstrez și o bucată golf. Dădeți-vă! Eu mi-am luat golf. Păi energia azi, ai observat. Ia uite-l nebunul. Mă, dar dă frumos, mă. Bă, dar îmi plac jantele ăla. No, păi mai bine. Lasă-l pe ăsta, mă, că ăsta are deja jante puse, mă. A murit motorul. Ăsta are deja jante puse, mă, nebunuț ăsta, mă. Îl vând pe ăla, că e mai urât. Are jante urâte. Hai să băgăm Ferrari-ul. Stați așa, oameni buni, că sunt și eu un om, am două mâini, două picioare, numai alea. Știu că vreți să cumpărați, dar lasă, că nu fuge mașina asta de aici. O găsiți și mâine și poimâine, când vreți voi. Am și eu de pus aici niște mașini și după vedem ce și cum. Haide, mă, intrăm în mașină, că ne așteaptă clienții aici. Au, de sabreu. De sabreu, nebunul. Bun, și punem... Da, eu ce tare am găsit Golful, mă. Acum mai rămâne să găsim și BMW-ul. Dar cred că e rar. E un E92, dacă nu mă înșel. Uză-l pe ăsta cum se aude, mă. Toate dau flăcări, mă? Așa e el, nebun. Bun, hai să rezolvăm noi cu oamenii ăștia. 50.000, cât îmi dai? 62.000. Ok, avem o dată ofertă de 62.000.
Avem o dată aici ofertă de 59.000. Haide mă, ia zi tu mă, dai 70.000 pe ea și pleci cu ea. Pleci cu ea, tată. Pleci cu ea, zic sincer, pleci cu ea pe roți. Dacă vrei, o ieși pe avion, pe ce vrei tu. Să știi că asta merge și pe curent, pe așa frumos. Ia zi, nenicule! 35.000, aoleu, nu, 70.000, mă scuzi, 35.000 era prețul acum, hă, mă înțelegi tu. Dăm 50.000 pe ea. Aia am tastat, aia e, dă? Nu vrea. Da așa că a venit mămăița aici, ia zi cu coană. Ia zi cu coană, ce ofertă ai pentru mașina aceasta? 41.000, păi și tu cât vrei să-mi dai? Aoleu, lasă cu coană, că ia uite. Ai, te-ai făcut cu o Skoda de asta nebună cu jante. Dacă îmi dai... Cât să-mi dai? 47.000. Păi ea, eu zic că e o afacere destul de bună și pentru mine și pentru tine. Știe băiatul ce știe. Aoleu, ia uite mă, veni să cumpere. Bun, le spal acolo costeluș. Haideți să le punem noi la vânzare pe astea și mai avem o oră, practic un minut. Haide mă, ce face? Ia uite, nu se încarcă pagina. Aici, ce avem? Ferrari-ul. 500.000. Să știe, frumos. Avem aici, după care, Chevrolet, 170.000. Și avem aici, după Volkswagen Golf, 17.000, 30.000, mașină nouă. Gata. Bun, haideți să mergem, mai avem 30 de secunde. Bă, mașina arată bine, o să vreau să o reparăm după ce ne întoarcem. Hai să o spălăm repede. Aute, bă, e albă, nu e gri. Am crezut că e gri mașina. Pă bune. Ce mai avem de curățat? Gata, e toată, eu te mă, am crezut că e gri, pă bune. N-avem timp, n-avem timp, mergem la licitație. Trebuie să mergem rapid. Haide, 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 că n-avem timp. Ia ce se... Oh, un Porsche, un Porsche. Avem un Porsche. Ok. Mamă, am sărit direct. Dă aici și mie unde ăsta, că avem de cumpărat Porsche-ul de la vândut noi data trecută cu 26.000 de, nu mi-a venit să cred ochilor. Am uitat să pun un 0. Cum ar fi să găsim și GTR-ul și BMW-ul aici la licitația asta? Aoleu. Haide mă cât mai licitați-o. N-aveți cum, vin cu 1.000.000 în buzunar. Ține bunit. Eu stau în cață, ești urât. Lord Escort Classic. Bă, îmi place cum arată. De ce să mint? Ia uite-l. Dar nu-l iau, că e urât. Sunt puțin ca bipolar. Bă, că îmi place, bă, că nu-mi place. Ia uite-l. Ia uite-l, studențelul. Aoleu. Ia uite-i. Gemeni. Bă, uite-o. Aoleu. Încă unul. Cred că dacă ne chinuim, mai găsim unul. Încă un student. Nu vrea să au chinuit cu NPC-urile astea să facă și ei mai multe. O să o lăsăm așa, până atunci spălăm asta, mai facem niște experiență, ce să și facem. Frumos. Ce mai avem de curățat? Portiera. Nu mi-a dat care-i sclin, deci mai e ceva. Aha, gata. Câtă experiență avem? 118 din 300. Următoarea mașină este ceva ce nu ne atrage. Nu ne prea place nouă. Ce preț începe? 20.000? Îmi place că e lăsată. Asta de bine așa lăsată, sincer. Asta e destul de ridicat. Vedem ultima mașină. Ce? Oare nu putem să vedem noi prin... Prin crăpături? Cumva să facem... Practic. Nu poți să vezi. Nu poți să-ți dai capul prin el. Mâinile strec, dar nu cred că poți să te apropii. Am un ciocan. La ce trebuie ciocan? Poți să dau o mașină? Stai așa. Și eu încerc pe Ferrari. Nu poți să dai mașină. Ok, ok, așteptăm, așteptăm. Deci nu putem să ne uităm ce e acolo. Se vede oarecum, e ceva gri, cred, dar nu putem să vedem în totalitate ce este exact acolo. Oricum, hai să luăm și noi un loc. Uf, un Audi decapotabil, fix ce-mi doream. Un Audi decapotabil de 20.000. Da, haide să mergem noi înapoi. Oricum, mașina aia o să ne pună aici afară. Nu a fost pentru noi tura aceasta, aia este. Nu e nicio problemă. Ce o să facem noi? Mergem, vedem.
Mergem, vedem ce e de vânzare pe aici, cine cumpără, ce cumpără. Fii mai în spate. Gata. După care mergem să dormim și să sperăm că mai găsim încă o dată car marketul deschis. Ia să vedem studențelul. Deci am dat 87.000 pe mașină, ne oferă 90.000. Du-te acasă! Ia să vedem aici cu golfuțul. I'm preparing to leave, zice. Mamă, ne dă 26.000? Mașina e 17.000. Mamaițule, ai prioritate între toate astea. Stai liniștită că nu te... Adem mai puțin lovită, mă. Puf! Ne oferă 440.000, mămăițule, 480.000. Preț doar pentru tine special, că dacă era altul cerea mai puțin, îți dai seama, dar știu că o duci bine. Știu că o duci bine, mămăițule, nu te alea. Ia să vedem aici, domnișoare, cu ce te pot ajuta. Să sperăm că aveți o ofertă frumoasă ca dumneavoastră. Se pare că e destul de ok, dar 120.000 ca să vă completeze frumusețea asta radiantă. De ce să vă mint? Bun. Hai că o ducem bine, Costeluș! Costeluș, o ducem bine, Costeluș, bine, eu mai bine, tu mai puțin, 500 de dolari pe săptămână, mai bine. Păi ce ai mai mult la cerșit? De ce să te mint? Păi ce ai mai mult la cerșit, e păcat de tine. Hai să mergem să dormim, că le nebunim pe Costeluș. Mergem direct, dormim, să sperăm că e car marketul, deși e posibil să nu fie. Dar mai dăm o tură prin vecini, mai luăm o mașină, mai venim cu ceva, doar nu ne-am întoarce cu mâna goală, e urât. E urât, ai 2 milioane în bancă, te întorci cu mâna goală. Nu-i treabă, nu faci treabă. Ia să vedem. Car market. Car market. O să dăm noi o tură mică pe aici. Ce e ăla acolo? It's a Supra. Dar mai bine merg pe jos decât să iau mașina asta. Mă, ce e ăla acolo? Mustang. Ok, o să luăm Mustang-ul, dăm o tură și după mergem direct la ăla. O să cumpăr Mustang-ul ăsta. Ia zi, frățiorul, ce hotel, ce pompat e ăsta? Ia zi, frățiorul, cât e ăsta? 35.000, ce zici? 35.000, că e uzată, e veche. Ei, adică, na. O, hotel, și cu nos l-am luat. Și cu nos l-am luat pe nebun. Mergem direct la car market. N-are frâne. Nu prea are frâne. Nicio șansă, nicio șansă. Îmi plac jantele pe el. Oleu, s-a terminat drumul. Na, niciodată. Păi stai, auzi, mă, așa mai schimbă și tu. Mamă! Păi vite să prinde nebunul ăsta. E, de ce? Aha, aha. Bani. Ăla-i BMW-ul. Holy, stai puțin că cred că am găsit BMW-ul. Bă, da. Nebună, nebună mașina asta. Fii atent că am găsit BMW-ul, stai așa să cumpărăm astea. Stau... Nu știu cum să zic, doamnă, domn. 540.000, bă băiatule. Bă băiatule, unde te crezi aici? Ia 450. Păi n-ai loc în buzunarele alea. Ce și lovită și alea, ce facem aici? Vindem carne la măcelar. Uite, mă, BMW-ul, mă, și avem și două exemplare, mă. Bă, mă bucur că le-am găsit. Mai mult pentru voi, știi? Să le vedeți și voi. Nu e ca și cum eu le-am văzut. Le-am văzut în poză, cum le-ați văzut și voi în thumbnail. Cât vrei, tată, pe el? 58.000, cam mulți kilometri ai pe el, dar ce ai făcut? Ai dat în conjurul planetei de 3 ori. Vrei să te mint? 45.000. 45.000. E cam vechi. Aoleu, ce că l-am enervat, mă. Ia, mă, aoleu, mă ruinam, îi dădeam 500.000 pe o mașină de 50.000. Ia, uite-l. Hai că îl trimitem acasă și trimitem și Mustang-ul acasă. Și mergem cu ăsta. Bă, dar toți aveți kilometri de ăștia, mă, 59.000. Ia, un 50.000 și... Ia, un 50.000 aici și... Avem ceva de cumpărat? Mercedes-ul ăla. Lasă-l. Lasă-l, bă, că am luat bandă. Opa. Mă, nu e chiar atât de rău. Ok, e destul de rău, dacă mă întreb pe mine. Da, așa, hai să o trimitem acasă. Și... Ia să ne asigurăm noi, vine cineva. Da, da, avem BMW.
Despre ce vorbim? O să ținem și un de-asta. Bă, ce poș, mă, te-ai stricat. Eu, uite, mă, merg avariile. O să-l punem aici pe ăsta. Am o câte mașini, încep să adun. Dar ce să mai faci cu ele deja? Îți dai seama că, na, trebuie să le colecționăm. Un ce înalt se vedea BMW-ul ăla de la spate, nu? Punem aici. Bă, are rost de camion, mă? Ești ca nebunit. Are rost de camion, mă, nu-mi vine să cred, mă, așa ceva. O să le ținem și noi. Episodul următor ne ocupăm numai de astea. Să modificăm puțin mașinile. Bă, astea zici că jantele originale. Ești nebun, ce bine arată. E ciudat tare, mă aruncă și face urât. Hai să și Mustangul ăsta îl vindem. Deși e destul de frumos. Las ține, mă. Să-l țin, mă. Haide, mă, că-l țin, mă. Hai să-l punem aici. Îmi place exact așa, las cu jante. Trebuie să ne ocupăm noi episodul următor. Va trebui să ducem mașinile acasă, în fața casei. Pentru că nu e chiar o variantă să le lăsăm aici. Adică e urețel, așa. Le lași acolo. Le punem și noi pe alea casei, frumos. Elegant, 850.000 direct. Și avem aici BMW-ul ăsta cu 50.000. Punem și noi 150.000. Că nu știu la ce presă. De pe Golf-ul ăla am primit banii super lejer. Sincer, avem taxe? Nu. Bun, foarte bine atunci dacă nu avem taxe. Haideți să... Oh! Mămăiți! Ce faci? Du-te la Lambo, mămăițule. Nu te prinde bine BMW-ul pe tine. Va are gaură între picioare. What? Mămăițule, abia a dus proaspăt spălată, că... Ia cum am văzut că e puțin lovită. Băi, mămăițule, băi. Știu că ești colecționară, dar acum ce facem? Ce facem? N-avem cum. 700.000 dacă vrei, eu zic că e un preț destul de corect pentru amândoi. Ia, mă, ce facem? N-aș vrea să eu dau. Dar cu 650.000 oare merge? Cred că merge 670.000. Mamă, ce era să fac? Tu ai văzut? Era să o vând cu 67.000. Mă ruinam. Trebuie să fiu atent la zerourile astea. Trebuie să fiu... Mamă, bine că am dat bec, că mă terminam. Mă terminam singur. Iar o făceam. Bun. 70.000 cu 20.000 peste preț. Bă, mașina asta e bună să faci bani cu ea. Sincer. Ia, oare reușim să scoatem un 90.000 pe ea? 90.000? Chiar sunt curios. Ok. Am reușit. Am făcut 30.000 pe mașină. Bă, e destul de bine. E destul de bine. Arată bine. Abia aștept să le modificăm. Episodul următor ne ocupăm de toate mașinile noastre, să le aranjăm, să le facem frumoase. Și cred că aș merge eu să cumpăr și Mercedes-ul acela, să-l punem la vânzare, mai facem niște bani, că era acolo în târg. Și zic că a fost o zi destul de productivă, sincer să fiu. Ia să vedem, ce mai e pe aici, mă, așa? Ia să vedem cât 74.000 vrei pe el. 93.000, păi și eu ce profit mai fac, mă, tata? Ai kilometri puțin pe ea, te cred. A dat în conjurul planetei o singură dată. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Haideți să o trimitem noi. Trimitem noi aici. Cât costăm un Q7 de ăsta? Auto cum stă? Auto cum stă, zici că ai îmbrăcat gardul. 7.000. Nu vreau de astea. Am crezut că e mai scump. Supra ăsta. Parcă 30.000. Cât e 40.000? 70.000 e mașină bună să facem. Mamă, câți kilometri are? Puțin.
Ce ai făcut cu mașina asta? 6.000 de kilometri, e nebunit? Cam mult, domnișoară. Mașinile astea deja le dai la fier vechi. Nu mai ai ce să faci cu ele. Zic pe bună dreptate, că doar cu asta mă ocup, ce facem acum? Am mai cumpărat una. Ia mă cât e. Mamă, pe ăsta la sine pentru mine, de ce să mint? 79.000 de kilometri, mașina de 18.000. Nu prea-și dori, sincer, să cumpăr mașina de... Cât e, mă, nebunul ăsta? Am și eu unul la fel. 13.000 de kilometri? N-am la fel. Bă, are kilometri mici. O dăm cu... colon cu 30.000, o dăm cu 45.000. Facem un ban. Dar nu o luăm cu 30.000, o luăm cu 23. Ia. Yeah. 23.000 cu coană. Ori acum, ori nici... Ah. Sunt băiat, fii atent, încă 2000 acolo. Ești frumoasă. Că nu s-a mai rupt frumusețile pe lume, ești nebun. Bun, bun. Iotul? Ho-ho-ho-ho-i trampasat. Bă, dar sunt 3 mașini care circulă, mă. Sunt 3 mașini care circulă peste tot în orașul ăsta. Ia uite cum au venit aici, Costeluș, a venit Marfa, Costeluș. Bravo, Costeluș, băia bun. Nu vorbește cu mine, Costeluș. Probabil e trist că îi dau doar 500 de dolari pe săptămână și eu pe săptămână învârt cam, cred că, 2-3 milioane, așa, per săptămână. Acum, probabil mai mult e cel, că ne-am ca... Ce are pe roz, mă, asta? Costeluș, s-o speli puțin. Ce jantele astea, mă, tată? Fii atent, poate și ceva jante de-astea rare. Cu rugină pe ele. Nu știu ce rare puti cu rugină pe ele, dar am zis și eu așa. Dar îmi place cum se aude, dar avem și noi unul. Mă, dar chiar că se aude tare. Zici că n-are evacuare, mă. Pă bune. Haide să le punem noi repede la vânzare și pe asta și eu zic că pentru astăzi ne-am mișcat foarte bine. Ne-am mișcat foarte bine. 130.000, de obicei pe la 120.000 vând mașina asta. Aici avem o mașină de 60.000, ce e Iotora supra tot, 120.000. Acum avem aici un Dodge, l-am luat cu 25.000. Eu zic că dacă îi dublăm banii sau măcar facem un 40.000 pe el. Perfect. Și ia să vedem, ia să o vedem, mă, acordăm și acolo un minut. Un minuțel să vedem, s-a dus la supra. O, bă, nu s-a dus la Mercedes, are gusturi bune, mă, mișorul ăsta. 130.000, ce zici, cât îmi dea? 100, deja, eu zic, 120.000, că ăsta e prețul la care dau de obicei ce clasul ăsta. Am văzut palma, ce să mai, ia uite, am, stai că le vând imediat, până să mă duc să dorm, deja le-am vândut. 88.000, cu 28.000 peste. Haideți să o rotunjim puțin, ce zici, un 100.000, te întâlnim la mijloc. Eu 120, tu 88. Eu te, bă, băiatule, bă. Nu mai vine nimeni pentru mașina aia. Mamă, ăsta abia aștept să-l facem frumos. Jantele îmi plac maxim. Vreau doar să-l las mai jos, să văd dacă pot să-l las mai jos. Și să le bame, facem noi cumva pe acolo, să le așezăm pe acasă. Oricum, hai să mergem și noi să dormim. E 7 seara, ca orice businessman ne culcăm de vreme, ne trezim și mai devreme. Și uite, mă, avem aleea asta de aici, mă, care mă gândeam că aș putea să pun niște mașini pe ea. Mă înțelegi? Le aducem așa frumos și le punem. Cred că o mașină exact cât e locul ăsta, sincer să fiu. Le punem și pe iarbă, și în spatele casei, le punem peste tot, mă. Le punem peste tot. Bun, le punem noi la somnic aici. Ia. Uite ce zi productivă, 220.000 așa. Țac, pac, eu am un nasture desfăcut. Și cu astea, ce să vă zic, vă doresc o zi seară minunată în funcție de când vă uitați și mulțumesc frumos de atenție și de aprecierea aia pe care n-ați dat-o. Mulțumesc!